La noapte cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaților orientali. În zonele joase de relief vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 3 grade, dar și mai ridicate pe litoral, spre 18 grade. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vântul va prezenta unele intensificări la munte și trecător în regiunile vestice și nordice, dar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 31 de grade în vestul Olteniei. În capitală, vremea va fi în continuare frumoasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. La munte, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar în cursul nopții, în Carpații Occidental și Nordul Carpaților Orientali, vor fi înorări și cu totul izolat ploi slabe de scurtă durată. Vântul va avea intensificări în special pe creste, cu viteze mai mari în orele serii. La mare, vremea va fi predominant frumoasă, dar se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar cele minime vor fi de 18-19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade.